Scrisoare către generația identitară de Marius Ianuș: Vă scriu acum această scrisoare peste timp, că vine vremea neagră când arborii se frâng, că vine vremea aspră când arborii se pleacă, sub vânturi sioniste, cu spin de promoroacă. Atunci când voi veți cere să fiți din nou români, noi vom zicea întemniți sau între alți nebuni. Vom fi pământ de oale, vom fi scrum și cenușă, ecouri de piane, vânt răbufnind în ușă. Oricât va fi de tristă atunci speranța voastră, vom fi cu voi de apururi în bătălia noastră. Vom lumina atunci noptatecul cu mister, cum stelele căzute mai luminează în cer. Vom picura în inimi ai noștri stropi bătrâni, cum se strecoară tainic fântânile în fântâni. Atunci când nebunia se va înălța spre astre, veți răsări în necazul în străinării noastre. Veți ști că România a fost distrusă și veți regăsi salvarea în inim de copii. Să țineți asta în minte, în loc ascuns, discret. În bătălia noastră avem un cod secret. Să țineți minte un nume, sub pază și sechestru. Întreaga Românie se ascunde în Eminescu să nu-i lăsa să-l scoată din niciun manual, să nu-l citeze numai cu versuri din spital. Păziți cu toată ființa biserica și țara până auziți din ceruri că s-a făcut strigarea. Păziți cu toată forța cei bun și românesc și așteptați chemarea Tatălui Ceresc.